formă sunteți lângă mine? Ce faceți? Cum sunteți? Foarte, foarte bine, o atmosferă foarte frumoasă și, evident, așteptăm ultimul meci, cel mai tare meci, dacă aș putea să spun așa. Eric Sefo este plin de surprize și... Cum crezi că o să fie, Maca, zi-mi tu, în postura de antrenor? Mi-e frică să nu intre în ochi, mărul. Să nu intre în ochi pe undeva, să oprește pe la plămân. Eu l-am învățat tot ce am putut. Acum, el, ce să zic, lupți, pierzi, important e să nu participi. Corect, mi se pare absolut normal. Meco, te-am prins și n-am cum să nu te întreb. Ai primit la provocări, ai acceptat și pe Gheorghe, și pe Ion, și pe Vasile. Ce facem? Că toată lumea vine acum către tine. Am înțeles că se poartă numele ăsta, numele Meco. Am acceptat toate provocările lui Gheorghe, Ion și Vasile, așa că așteptăm să decide Eric Sefu. Da? Pe de altă parte avem și câteva nume acolo, Adi Lup și Daniel Natea, care este un nume în sportul ăsta. Lui Daniel Natea i-am răspuns personal, pentru că ar fi o onoare să lupt cu el. Lupșe, la fel, este un colos. De drag, fără niciun fel de problemă, de asta i-am pus în prim plan. Pe de altă parte, mai avem câteva nume de pe aici. Spun doar așa, Dinu, Fakiru, că s-au luptat în ultima gară. Ce părere ai despre aceste provocări? Le aștept cu drag, sunt deschis la orice provocare, și a lui Vasile, și a lui Gheorghe, și a lui Ion, așa că Eric Sefu să-și facă treaba. Să ne facem treaba, dar nu până nu vorbim și despre meciul 2 versus 2, pentru că voi ați spus acolo la bătaie ceva puternic, o mașină, o chestie, forță. Da, știm cu toții că lui Maca îi plac supercarurile și mie la fel și el a spus așa, haide bă că și așa sunt mână largă, hai să dau mașina mea și să facem un meci, dar cei care vor să dea și ei o mașină la fel de scumpă, minim. Ia zi-mi, Maca, cum e cu mașina asta? Adică să vină și ei cu ceva, nu așa pe biscuiți. Nu biscuiți. Păi nu pe biscuiți, că nu se poate. Păi când ai atâtea recorduri în cușcă, n-ai cum să vorbești de biscuiți. Nu e vorba de recorduri, e vorba de main event, de co-main event, e vorba de altceva. Și antrenor și cu main event. Și preparator și luptător și de toate. Na, nu putem să acceptăm chiar pe oricine, nu? 100%. Cum e? Eu centrez, eu dau cu capul. Eu centrez, da, normal. N-ai mingea, e la poartă. Voi faceți echipă bună, am văzut acolo în cușcă, vă și susțineți, te-a lăsat să te bați? Ne și asemănăm la nume în primul rând, Maca mă susține în tot ceea ce fac și așa că să-i dăm drumul la treabă. Meco și Maca, nu sună rău, sună chiar bine, bună, nu? Nu să mai știe care Meco și care Maca. Diferență de 2 litere acolo. Dragilor, deci se anunță spectacol, cu siguranță. Ce se întâmplă aici și așa? Bună seara! Să rămână bună seara. În primul rând îmi cer scuze fanilor mei că eu sunt artist vocal și vreau să las un pic deoparte muzica și că tot este Macaveli aici, de față cu voi și cu cei de acasă. Vreau să fac o lansare. Ce faci curând? Să nu se... precipite lucrurile. Hai să vorbim civilizat. Da. Să vedem ce are de zis, Babi. Hai să ne mai împingem și să trecem la treabă, când vreți voi. Eu sunt pregătit oricum. Babi, vino aici lângă mine. Ce te-a determinat să faci această provocare? Păi am văzut că a vorbit de multe ori prost pe mine pe rețelele de socializare și nu e Babi un fraier, așa că eu accept meciul cu Macaveli când vrea el. Pregătit la orice oră? 100%. Ce spui, Maca? Ar fi un meci foarte, foarte interesant. Cu siguranță. Eu cred că a venit, că a văzut că am telefon nou. A venit să-mi ia telefonul. Aoleu! Ce se întâmplă aici? Să nu ne precipităm încă o dată, vă spun. Accepți provocarea? Cum să nu, da, la orice oră. Deci la orice oră, da? Babi, se face meciul? Mie la mie. Batem palma? Batem palma, tată. Da, nu intru cu telefon, că mi-l fură. Aoleu, să nu facem astfel de afirmații. Meco, ia, stai că mai avem. S-au precipitat lucrurile de tot. Babi Ruparahova de la mine e învățat de mine. Macaveli... Și Maca de mine. Ești slăbuț. Cum facem că, ia uite, te iubește, vrea să bată cu Maca, păi tu ești și prieten cu Maca, te iubește și adversar. Sunt prieten și cu Babi, e una din vocile mele preferate, Babi, da? Dar sunt două nume sonore, da? Și au ceva de arătat. Așa că eu susțin acest meci. Lasă-l, mai ia și pe Edi Talent cu el. Deci un meci de 2 versus 1 între Babi, Edi Talent și Maca, n-ar fi rău.
Nu acum, nu acum, că mai avem un main event. Nebunie, nebunie, că așa cum ne place nouă aici la Eric Sefa. Alex, lasă-mă să-mi fac interviul, facem și în cușcă, nu-i problemă. Deci s-a parafat, se face meciul dintre Maca și Babi, nu? Ce? A venit și Măru. Doamne, eu nu fac față, zi Mărule. Vreau să accept și o provocare a lui Macaveli și lui Babi, ei doi contra mine și tovarășul meu. Păi când te-au provocat? Și vă provoc în gala și sper să acceptați gala. Păi acceptați provocarea, vă rog mult. Ori Maca singur, ori ei doi, ori el singur. Stați așa să mă lămuresc, adversar sau împreună? Stai așa, eu fac legea aici. Gata, ușurel că mă lovești. Dar vrea să bată cu noi. Babi, ori adversar cu... Fii atent, adversar cu Maca sau... Hai să ne lămurim cine cu cine se bate. Adversar cu Maca sau în aceeași echipă contra mărușei prietenului lui. În aceeași echipă. Deci doi s-a transformat doi. Totul, nu? Și așa. Merge, nu? Mai bine doi. Dacă mai nu vă supărați, pot să vă accept eu pe voi doi? Cum? Dar cu cască. Pe voi doi. Merge? Pe amândoi, dar cu cască. Stop, mă bag și eu. Eu cred că o să facem aici cel mai tare meci nevăzut, neauzit pe planeta asta, nu în București, în România, da? Din mapa mond. Mărule, du-te să te pregătești ca ai meci în curând cu Denisa. Vedem ce se hotărăște, ce se stabilește. Maca, accepti? Eu cu oia doi? Cu nuielele astea două? Păi cum să nu? Bine și Furtuna. Ne-a unebunit și Furtuna. Accept, da. Eu cu Babi și ei doi. Deci tu cu... Hai. Aoleu. Gata. Bă, ne suntem prieteni sau nu, că nu mai înțeleg. Păi eu nu mai înțeleg care cum ne batem. Eu cu el, cu ei. Ei cu ei, cu mine, cu ea. Eu propun așa, să mai facem o serie de 5, să se bată toată lumea cu toată lumea și să avem un câștigător, nu? Merge. Nu sau de 5, merge. Merge. Tot ce face Eric Sefu știm cu toții că e forță. Deci... spectacol să fie, că asta ne dorim. Am anunțat meciul. Eu accept și așa și așa. Acceptă și așa și așa. Asta este cel mai important. Am anunțat. Cred că la fel nici pentru el nu e o problemă. Și să fie. Am anunțat și meci bombă. A venit și Furtuna, am primit avertizare aici. Voi ce mai